salutare. Astăzi este joi. Am reușit să ajung la medic așa cum programasem. Se pare că am nevoie de ceva tratament gastroenterologic, ca să-l numesc așa. Dar ce am reținut astăzi din cele două cabinete medicale prin care am ajuns, nu aș vrea să vă dau neapărat detalii, este că este foarte, foarte important, în caz că nu știai, în caz că nu ți s-a mai zis până acum, să te duci la doctor imediat ce ai anumite simptome, pentru că nimic nu este de amânat. Cu cât amâni mai mult, ajungi doar să tratezi ceea ce apare și nu să eviți pe viitor, adică nu tratezi cauza, tratezi doar efectul, ceea ce nu poate să fie decât destul de rău. Ne auzim mai târziu. Te salut, iată că am ajuns și la ziua de vineri, la seara de vineri. Suntem în mișcare, mergem în alt oraș, ne deplasăm și vreau să spun că a fost o săptămână interesantă, o săptămână în care am tras din răsputeri să pot să mă concentrez profesional, în timp ce am fost cumva chinuit de tot felul de provocări din punct de vedere fizic, din punct de vedere al sănătății. Nimic grav până la urmă, nimic peste care să nu trec, doar că trebuie să am mai multă grijă de mine, să fiu mai atent. Te rog să-mi lași comentarii, te rog să dai subscribe și dacă ai întrebări pentru mine, poți să mi le adresezi aici. Am făcut și un post special pe pagina de Facebook unde culeg întrebări și o să încerc să răspund în episoadele următoare din acest vlog. Daniel Neregizat se încheie aici și până data viitoare, te salut, pa, pa!